Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați de Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, ne găsiți și pe aceste rețele de socializare, asta în cazul în care poate la această oră nu sunteți în fața micilor ecrane, dar eu știu că ne urmăriți și vă mulțumim pentru acest lucru. În această perioadă și noi urmărim activitatea pe care primarii din județul Hunedoara o au. Sunt multe proiecte sau au fost multe proiecte depuse de către o parte dintre primari. Unii au fost mai harnici, alții au fost așa mai lenți. Important este ca în final, atunci când trag linie după fiecare mandat, să se vadă ceva în urmă, pentru că acest lucru își doresc și cetățenii, acei oameni care le-au oferit încrederea în urmă cu 4 ani sau poate chiar mai mult. Astăzi am alături de mine un primar cu experiență, un primar, aș spune și cu vechime, dar experiența cred că ar trebui să conteze cel mai mult în administrație. Ce-i drept, politica și administrația se îmbină, vrem nu vrem acest lucru, la fel cum se îmbină cu foarte multe alte domenii de activitate această politică. Politici facem cu toții până la urmă, depinde cum alegem să facem acest lucru și mai depinde de un alt aspect. Ce oameni avem în jurul nostru care să și aducă un plus valoare proiectelor și ideilor pe care acel lider le are. Nu mai lungesc povestea, că aș mai vorbi așa, nu singură, că vorbesc cu dumneavoastră, bineînțeles. Astăzi alături de mine este domnul Victor Tiberiu Stoica, primarul comunei Pui. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămână bine, v-am regăsit! Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc și un prag de sărbători, numai bine de tuturor. Asta ar trebui să fie, numai bine tuturor. Și mai multă liniște și numai că, mai multă înțelepciune. Numai că anul acesta este unul atipic din foarte multe puncte de vedere și iată că politica, așa cum spuneam puțin mai devreme, își bagă coada așa în tot și toate și sunt multe aspecte mai puțin frumoase care sunt dezbătute în această perioadă. Așa a făcut Universul ca aceste alegeri să fie și în mă rog, campania cumva în preajma sărbătorilor pascale, lucru care pe unii a cam determinat așa nu să fie mai bun, ci mai răutăcioși, ca să nu folosim un alt termen. Sunteți un primar cu experiență în spate, știți și cunoașteți foarte bine administrație. Nu știu dacă ați făcut vreo școală specială de primari, dar cred că timpul și experiența și problemele pe care le-ați întâmpinat pe parcursul celor 24 de ani, iată, v-a făcut să înțelegeți foarte bine cum stă treaba cu administrația, dar și cu contracandidații dumneavoastră pe parcursul celor 24 de ani de când sunteți primarul comunei Pui. În cei 24 de ani am avut foarte multe bătălii vis-a-vis de fotoul de primar pe care toate le-am câștigat, că de aceea sunt astăzi în fața dumneavoastră și a celor care ne privesc. Am spus dumneavoastră mai înainte o problemă vis-a-vis de politică și administrație. Eu încerc și vreau cât mai mult să mă delimitez de politică și să fac administrație. Politică de multe ori facem când avem un control sau că trebuie să facem și politică. Așa e trendul. Dar la bază este administrația și ceea ce facem pentru cei care ne votează, pentru locuitorii comunei noastre, pentru oameni, pentru societatea în care trăim. Ați mai spus niște lucruri vis-a-vis de că suntem un prag de sărbători și aici ar trebui să fim mai buni, să lăsăm răutățile la o parte. Din nefericire pentru noi, lumea atâta s-a înrăit și s-a făcut de rea în condițiile în care, totuși, o repet, se trăiește destul de bine, în condițiile în care munca e opțională și lasă de dorit și atunci de ce suntem așa de rei? De ce nu poate vecinul avea ce să-și dea bună ziua? De ce nu trebuie să privim spre Dumnezeu că mai face lumină și ziua? Ne-am îndepărtat foarte mult de partea aceasta sufletească, religioasă și nu doar în preajma campaniei electorale, tot timpul în general. Și suntem tot mai rei de la o zi la alta și nu știu motivele care sunt. Ce nu ne mai ajunge? Aerul? Nu ne mai ajunge soarele? Nu ne mai ajunge ce? Nu știu, sincer, nu ne îndreptăm spre bine, omenirea merge spre rău. Și
Nu e de mirare că în jurul nostru sunt aceste teatre de război și în Ucraina și în Israel cu arabii și așa mai departe. E posibil să vină și altele și atunci o să culegem într-o bună zi ceea ce merităm. Dar vedeți că unii nu se mai gândesc la acest aspect, să gândesc la ce se întâmplă astăzi. Am devenit cumva tot mai egoiști, în sensul că nu ne mai gândim la cel din imediata apropiere a noastră, ci ne gândim doar la noi, să ne fie nouă bine, indiferent de modalitatea în care ajungem să, într-adevăr, să ne fie nouă bine. Da, asta e mare problemă, că nu mai vedem binefacerile care există în jurul nostru. Zilele frumoase în care supraviețuim, că nu este război, că este liniște, că este pace. Că ne trezim pur și simplu dimineața și încă mai avem încă o zi pe care putem, de care putem să ne bucurăm, dar că aceste lucruri au cam ne uităm la televizor să vedem niște personaje sinistre care fac numai prostii și îi luăm ca exemplu și atunci avem motive de tot felul. Și nu este corect și nu e bine, dar ce să facem, asta e. În această perioadă știu că și în Comuna Pui și am citit și în presa scrisă din județul Hunedoara, chiar și noi am prezentat cazul dumneavoastră, ca să spun așa, sunt cetățeni și contracandidați implicit care au venit cu tot felul de acuzații în ceea ce vă privește activitatea pe care o desfășurați. Nu cetățeni, nu mai contracandidați. Doar contracandidați. Nu mai contracandidați care vreau să-mi ia locul. Și bineînțeles că susținut probabil că și la nivel de județ. Că altfel nu puteau să ajungă așa sus. Sunt foști colegi și dumneavoastră din Partidul Național Liberal? Nu vreau pe să dau nume, nu e interesant. Și nu vreau să nici să fac campanie la ceva, nici să nu fac. Nu vreau să amintesc încă nimic. Încă nu suntem în campanie. Nu are rost să amintim de nimeni și de nimic. Cei care ne privesc, probabil că unii dintre ei își dau seama că au greșit dacă realizează. Dacă nu, e problema greșelor. Ce pot să vă spun vis-a-vis de acel articol și de acele demigrări? E vorba despre un transfer de proprietăți de la persoane fizice în proprietatea primăriei și nu se pot realiza printr-o adeverință sau semnătură unilaterală. Deci e vorba despre acel proiect. Da, vă prezint în câteva cuvinte. Vă rog, ca să înțeleagă și cetățenii comunei mai bine. De proiectul Brua. E un proiect pentru o conductă de gaz care a traversat România din Bulgaria, de ce îi spune și Brua? Bulgaria, România, Ungaria, Austria. Deci o magistrală care duce gazul din Bulgaria, de unde venind până de acolo, și îl traversează România și merge în Ungaria și Austria. Și acolo probabil că suntem iarăși numai căreuși. Fiindcă, de ce vă spun? În România sunt 2 sau 3 puncte în care se înțeapă acea conductă, rest nu mă traversează. În acea perioadă când s-au făcut lucrările, a fost o când firmă. Păi cred că sunt vreo un an, jumătate, 2 ani. A fost o firmă de aici, din Deva, Belevionu, care a făcut ridicarea topografică. Și acei oameni, în loc să se ocupe strict pe unde trecea acea magistrală, a luat terenul în Amonte și în Aval, câteva sute de metri sau chiar kilometri, și ea a făcut o învălmășeală cu oameni, adică i-a mutat din, mulți erau întabulați, erau cum erau, i-a mutat dintr-un loc în altul, i-a zăpăcit, a făcut un lucru slab. Deci nu era problema primăriei. Noi nu avem nici personal de specialitate să urmărim aceste lucruri, nici nu le-am făcut noi. Care a fost statul român, da, prin OCPI, prin acea firmă, prin banii europeni, cu ce au fost plătiți, Dumnezeu știe, au făcut această lucrare. Numai noi, eu am semnat acea adeverință la final, că lucrarea a fost la noi, a făcut publicitatea de 30 sau 60 de zile, în care orice cetățean putea să se uite. Cine se uita, că erau câteva mii de pagini. Și le-am semnat-o ca să poată să-și facă de contul că lucrarea se execută. Deci acea adeverință pe care ați semnat-o, de aici a pornit practic de aici. Totul. Și acești adversari. Că ați făcut ce cu acea adeverință, de fapt? Că eu i-am ajutat pe cei de la Brua să împropietărească primăria, mai bine zis, cu acel teren, sau eu, că au zis acolo că am luat eu terenul oamenilor. Da, l-am băgat în buzunare, eventual. Dacă dânși așa cred. Nimica nu este corect, totul este fals și o minciună, o farsă. De ce zic? Fiindcă pământurile,
unde nu s-a găsit proprietarul sau nu erau întabulate, au trecut în rezervă primăriei. Dar acea rezervă e ca și când stau bine acolo și când vine omul, îi se dă terenul. Nu umblă nimeni la el, nu-l ia nimeni, n-are nimeni treabă cu el. Ne-a creat mult deranj această firmă, Belevionul, cu ce-au făcut pe acolo. O parte am reușit deja noi, prin oamenii de la primărie, să rezolvăm o parcelă. Mai avem și altele și zi de zi lucrăm, numai că avem un singur topograf la primărie, zilnic sunt probleme, avem lucrări de cadastrare gratuită care trebuie... Un proiect separat. Da, un proiect separat care trebuie... Și de ce? Având în vedere acest proiect BRUA, care a fost un eșec, să zic așa, vis-a-vis de ridicare topografică și de nu de implementarea conductei. De ceea ce au făcut acei oameni la noi... În teren, acolo da, au fost probleme. Am hotărât ca la cadastrare gratuită fiecare cetățean să vină în fața la firma respectivă care a făcut așa cadastrare și au măsurat, ca să-și vadă el pe hartă propriul teren și el să semneze dacă este în regulă sau nu. Ca mâine, poi mâine să nu mai spună cineva că iarăși noi suntem de vină, noi suntem un colimator, noi le-am luat pământul și mai departe. Noi vrem să-i ajutăm pe oameni și cu această cadastrare gratuită la fel. E o binefacere, de ce spun? Fiindcă nu mai trebuie să cheltuiască nimeni bani cu întabularea celor terenuri. Deci, practic, este un proiect pe care primăria da, a reușit să-l da, acceseze prin... și să-l și implementeze acum, iată. Da, vreau să-l implementăm ca la oameni să le dăm în final extras de carte funciară pe terenuri. Gratuit. Gratuit. Și unde se poate să-i ajutăm vis-a-vis și de succesiune. Adică dacă acel teren a fost pe străbunicului și de atunci nu s-a din anii 40. Aspecte care sunt da. Foarte des întâlnite cu siguranță. Da, mai ales zonele necooperativizate. Îl dăm pe cei care locuiesc acum acolo, pe moștenitorul lor direct. Adică discutim pe oameni de niște bani și ajutăm ca să ajungă la zi cu acele proprietăți. Eu cred că e un lucru mai bun și mai benefic de atât. Ce ați reușit faci? Deja să da, faceți deci au fost firma lucru? Respectivă, a făcut măsurătorile. Mare parte, mai sunt câteva contestații care trebuie, când o să vină, să le reluăm discuțiile, dar până atunci ei lucrează la ceea ce au măsurat. Ca să vină într-o bună zi cu geanta, cu geamantanul, cu valiza de extras de carte funciară, să-și dăm la oameni proprietățile. Ați întâmpinat și dificultăți? Pentru că știu că sunt unele comune în județul Dunăre, unde fie s-au suprapus unele terenuri, da, fie tot sunt au probleme. Fost drumuri comunale care știți că pământul tot a creat de când e lumea, a creat probleme între oameni și va crea până va fi. Nu realizăm că nu ducem nimic cu noi. Asta nici ar trebui buzunar, să conștientizeze nici geantă, mulți. Decât eventual 2 metri cubi nu se pun deasupra, atât, altceva nimic. De ce atâta ură și dușmănie? Pentru ce? În condițiile în care am putea să ne înțelegem mult mai bine prin discuții, prin negociere, să ajungem la un viitor comun și să fie bine pentru toți. Cheltuim bani, mai zicea cineva, avea o vorbă, ce îngreșăm atâția judecători și avocați cu banii noștri ca să ce? Ca să ce? Când ar putea să existe când o înțelegere putea, da, să există o înțelegere, că la urmă urmei, dacă există o înțelegere a mea, bine, nimeni nu se bagă în înțelegerea doi oameni, nu? Corect. E normal. De ce trebuie să ajungem la avocat, la notar, la judecător și mai departe? Pentru ce? Dar toată lumea trebuie să trăiască, domnule primar, nu? Da, dar și acei magistrați au alte probleme mai delicate să le rezolve. Vedeți că e atâta starea de infracționalitate, atâtea probleme ce se întâmplă azi în România, care dosarele da, sau acolo sunt și da, volumul de muncă enorm și așa mai departe. De ce să creăm noi ceva de lucru în plus? Pentru că nu-i motivul și nu-i cazul. Dar păi uite că este cazul din este, păcate, da, da. Se întâmplă foarte multe astfel de lucruri. Revenind la lucrurile de care ați fost acuzat de unul dintre contracandidații dumneavoastră, s-a rezolvat această problemă, ați reușit să îi explicați poate și dumnealui ce da, s-a întâmplat bazat și pe documente, bineînțeles. Și în acel, că da, și noi asta explicat vrem. Și în acel articol din presă că și noi la presă am dat documentele care ne le-au cerut pentru a scrie acel articol și documentele sunt date de cei abilitați, să zic așa, sau autorizați să le dea, da? În speț oficiul de cadastru și cine mai fost pe acolo, nu? Deci chiar niște, așadar nu ați semnat niciun document da, pentru ca unul dintre terenuri erau, sau mai multe terenuri da, să fie dacă luate nu erau de către primărie. Alegerile, sigur nu era problema asta, dar așa, nu. Ne facem de lucru. Să mai curgă cerneală, să aibă toată lumea de lucru,
să mai facem răutăți, să mai existe ură și dușmănie între oameni care nu se va mai vindeca probabil niciodată. Astea sunt problemele grave. Restul secătoare, știi cum e, ca și viața, nu? Trece azi, mâine și se duce și cu cinele, cu faptele bune și cu ceea ce am reușit să facem util și plăcut pentru oameni. În final, asta este important atunci când tragem linie, fie că vorbim de un mandat de primar, că vorbim de viața noastră până la urmă, important este ce avem acolo când tragem linie și ce reușim să trecem la lucruri bune, benefice pentru noi și pentru cei din jurul nostru până la urmă, pentru că sunt importante aceste aspecte. Acum, dacă ar fi să trageți linie după 24 de ani în care ați fost edilul șef al Comunei Pui, ce sentimente aveți? Sunteți mulțumit de ceea ce ați reușit să faceți? Aveți poate și unele dezamăgiri în ceea sunt ce privește în parte. Activitatea sunt dumneavoastră? Sunt mulțumit în parte și se puteau face și alte lucruri sau mult mai multe lucruri decât am făcut. Și ce v-a împiedicat să nu dar, faceți mai mult? Având în vedere că n-am avut susținerea necesară și tot ce am reușit să fac, am făcut numai cu proiecte europene, că bani guvernamentali fiind atâta mari de ani în opoziție, nu prea am avut acces. Și atunci, cu proiecte europene am accesat, inclusiv acum am, la ultima sesiune, 2014-2020 și cât mai fi, am accesat fonduri pentru 7 proiecte. La sesiunea trecută încă vreo 7-8. Deci, e mult mai ușor să lucrez cu banii guvernamentali, e mult mai flexibil și nu trebuie atâta orțogorie cât trebuie la fondurile europene. Dar nu ați avut de ales, spuneți, dar în ultimii ani. Bun, mai puțin asta în ultimii 4 ani, pentru că în ultimii 4 ani am avut această coaliție avut de anumite, guvernare, da. PNL, PSD, PNL, din care făceați parte la promisiuni momentul respectiv. Că se vor rezolva anumite lucruri, încă o trepe, nu pentru mine, pentru locuitorii Comunei Pui. Una a fost vorba, alta a fost fapta, și asta cumva v-a și determinat să renunțați la colegii liberali. Sunt, unde sunt acum? Sunteți la PSD în prezent? Sunt la PSD și chiar n-am cum a nicio... fost acest transfer, domnule primar? Vă simțiți mai, mai bine ce? Acum? M-a legat o prietenie de acei oameni, de la acei colegi primari și nu numai de la PNL, cu care am conviețuit 19 ani. Dar având în vedere că parcă n-a mai fost nevoie de noi, că nu sunt singurul, mai sunt lângă mine câțiva. Și au fost chiar foarte mulți primari din județul Hunedoara care s-au mutat de la PNL la PSD. Dar sunt primarii din cele mai mari comune și din municipiul Petrușani, care totuși pot să spună ceva, nu? Cred că dacă a plecat Stoica, a plecat că a vrut el. Dar dacă a plecat Totore, chiar toți au vrut să plece. Deși ați avut parlamentari în județul Hunedoara care ar fi trebuit să vă susțină, sau în mod normal, cred că orice cetățean asta gândește. Bun, uite, primarul nostru PNL are acolo la București parlamentari liberali. Da. Nu s-a făcut niciodată o delimitare între Comuna Pui sau Comuna Crișor sau Comuna Ilia sau altele, care sunt cele mai mari comuni în județ, între ele și o comună cu 103-500 de locuitori. În ce sens, adică nu s-a făcut tot diferență? Nu s-a făcut nicio diferență aproape. Când mă refer la banii, bani, când au fost că, da, banii, la banii care i-am primit, da. Nu s-a făcut nicio diferențiere. Totuși, eu cred că eu, cum am comuna Pui, cu 12 sate, cu deplinitate, adică de la munte, la șerp, de la așa... formele relief. Da, sunt condiții grele de viață. Avem undeva peste 500 de kilometri de drumuri. Mă refer la drumuri comunale, ulițe, străzi, drumuri virginale și așa mai departe. Da, 500 de kilometri, da. Deci e enorm. Cu ce poți să faci? Cu veniturile proprii care sunt nesemnificative? Cu ce? Din veniturile proprii dacă mai faceți așa dacă o da, aprinde mică corecție și, poate da, la exact. Un drum, dacă apare o groapă și așa mai departe. Dacă n-ar fi banii de la guvern care fondurile suplimentare, pentru salarii, pentru avem persoane cu handicap în peste 100 de dosare. Gândiți-vă să plătești 100 de asistați personali sau să le plătești indemnizația la cei oameni care sunt suferiți și cu probleme. Păi bun, dar guvernul dumneavoastră transmiteți totuși da, toate dar aceste dane. Ne adică dă 90%, în comună da. Apoi sunt 100 da, sau 50 sau câți oameni ceva, ar deci fi. Guvernul dă calculele banii. Ar trebui făcute în funcție de asta. Dar nu? Guvernul dă o sumă de 90%, vorba vine din acea sumă. De ce vorba 10% punem noi din banii aia. Păi dacă
100 de angajați, undeva fond de salariu se ridică la 5-6 miliarde, da? Nu, nu, 50-60 de miliarde în banii vechi. La 60 de miliarde se pune 6 miliarde. De unde pune 6 miliarde? Păi și aveți când, de ales? Când că trebuie toate, să-i dar ce face? Când toate veniturile proprii ale primăriei sunt undeva la 25 de miliarde. Gândiți-vă. Ar deci trebui să faceți ceva să creșteți veniturile... Nu? Sunt multe probleme care, așa, din afară se vede cum se vede, dacă ești nu și te pui la masă să te apuci să împarți sărăcia, e o problemă. Cum împarți? Dar de ce suntem în situația aceasta de a împărți sărăcia, cum spuneți dumneavoastră? Pentru că oamenii, până la urmă, vor să vadă că, uite, crește și din punct de vedere economic comunitatea din care fac parte. De ce am ajuns în situația de a împărți această sărăcie? În primul și în primul rând că nu marea concentrare de resurse umane, de firme, de astea, se face în jurul marelor metropole. Mă refer la București, la Timișoara, Cluj, Iași, care o mai fi, da? Vedeți că toți tinerii noștri acolo merg. La țară mai vine cineva să facă o investiție. Niște oameni mai mărunți, cu 2-3 locuri de muncă, cu 5-6 și așa mai departe, da? Și atunci toți în campanie se laudă și fac locuri de muncă, fac locuri de muncă, fac locuri de muncă. Din ce? Cu ce? Noi avem și altă problemă, fiindcă comuna Pui sau satul Pui, cer de comună, e așa de poziționat că nu mai există nicio parcelă de pământ fiind înghesuită între cele două ape, dealuri, munți, că efectiv și dacă vrei să dezvolți, să dai cuiva 5-6-10 hectare, nu prea ai de unde. Deci sunt multe probleme care concură la aceste lucruri care vi le-am spus până acum. Dar e ușor în campanie să critici, să critici, să critici. Și mie mi-ar fi mult mai ușor să critici decât să fac, dar mi-am ales să fac treaba asta, oamenii m-au înțeles că având în vedere atâtea mandate, cred că totuși am o relație interumană bună cu oamenii. Și nu vreau să-i dezamăgesc. Vreau să plec cu fruntea sus din primărie când voi pleca sau Dumnezeu va hotărâ, aia nu eu. Deci nici de cum. Și atunci credeți că ar fi o soluție această reorganizare administrativ-teritorială pentru ca și aceste comunități să se dezvolte mai mult și pe partea aceasta de afaceri, de locuri de muncă și așa mai departe? Ne dedicăm mingea la fileu, chiar dacă poate la mulți nu le place acest lucru, e neapărat necesară reorganizarea. Vă mai dau un exemplu acum. Când spuneți că multora nu le place acest lucru, vă referiți la unii primari care și-ar pierde mandatul, nu? Da, că automat, dacă sunt 56 de comune, județ, păi din 56, dacă vor mai rămâne 20, e bine. Nu? Dar dacă ne uităm pentru la ziua de mâine și poi mâine, trebuie făcută. Și vă dau un exemplu aici. Ori cu biroul electoral acum de circunscripție la alegeri, da? Sunt 9 membri, până acum erau 7, acum 9. S-au rămulțit, mă rog. Sunt niște sume destul de considerabile. Bune, care se dau la cei membri din birouri, da? Ori Puiu, ori București, ori Petroșani, ori Bătrâna, au tot 9, da? Bătrâna are 50 de locuitori sau 80 sau cât o avea, Puiu are 3.000, București are 2 milioane și mai departe. Tot 9 oameni. Ori n-ar trebui făcut o diferențiere. Banul ăla totuși altfel. Avem noi nevoie de 500 parlamentari? Avem nevoie de 69 sau câte unități administrative sunt de județ? Deci să duc niște bani, eu nu știu de unde Dumnezeu mai sunt bani, să duc niște bani prin de degete și cu rost și fără rost. Când ai putea să faci mult mai multe lucruri frumoase și bune pentru oameni cu acele resurse. Bineînțeles că nici care din acei oameni care nu se vor mai regăsi, probabil, în viitoarele scheme, vor avea un loc de muncă, se vor găsi soluții. Cum am zis, de exemplu, mă întreabă cineva, dar ce vei face cu dacă o comună absorbe încă una sau două comune de lângă? Da, ce face? Acele două sedii de la comunele care sunt, rămân și eventual se poate suplimenta de la un viceprimar la doi viceprimari ca un viceprimar să rămână în fosta comună, să supravegheze lucrurile acolo cu un agent fiscal care să încaseze banii de la oameni, cu mai cineva, polițist comunitar și lucrurile se pot rezolva, nu? Dacă se vrea.
Dar trebuie să pot face aceste lucruri și cu mai puțini oameni, spune dumneavoastră, în condițiile în care acum ne îndreptăm și spre această digitalizare, oamenii își pot plăti taxe, impozite. La primărie, de exemplu, la primărie de comună avem personal foarte puțin sau redus. La volumul de muncă care avem noi, avem puțini oameni. Dar din aia puțin facem cât putem ca să ne rezolvăm problemele, că avem peste 1.500-2.000 de adeverințe la API, avem tot felul de probleme zilnic, sunt zeci de oameni care vin la primărie cu diferite probleme care trebuie rezolvate și așa mai departe, nu? Deci trebuie lucrurile astea gândite bine și făcute ca să funcționeze, nu să le blocăm, dar avem în județ 3-40 de agenții, da? Nu știu, iarăși o să zică cineva că de ce zic sau de ce vorbesc sau am treabă cu... Nu! Sunt unele și curăși și fără rost. Vă mă dau un exemplu. Avem mâine Târgul de Tar, marele târg de țar de la 1 mai, da? Da. Iarăși probleme cu animalele. Târgul acela a fost de când e lumea pentru animale. Că lângă vânzarea și cumpărarea de animale era și un mic o bere sau alte lucruri, e altceva. Dar asta era baza. Acum am ajuns, calul nu mai putem să-l primim în târg, care are anemie. Anemie care e netransmisibilă, dar nu-i voie. La porc, mă rog, s-a găsit pesta porcină, nu-i voie. La vaci care-i voie sau la ovine care-i voie, nu dă medicul de familie sau de circunscripție, da? Nu dă adeverință că nu a primit ordin probabil de la directorului de la județ și așa mai departe. Și tot felul de lucruri care, în loc să fluidizăm lucrurile, să le dăm drumul să funcționeze, parcă în aia constă șeptelul în România. Oamenii se bucură că merg la târg cu ceva, cu un animal. Toți se uită, bă, ce cal frumos, uite ce animale frumoase. Că la urmă, din ele trăim, nu? De ce mâncăm? Vreau să mâncăm furnici și muște mâine pe mine. Ne îndreptăm cumva și în acea direcție. Deci, e o realitate. De ce nu vreți să vedem aceste lucruri? Dar te cam zis destule și poate deranjez în anumite sfere și... Păi asta cred că este problema generală, că atunci când ne spunem părerea avizată de cele mai multe ori, ne gândim tot timpul că deranjăm, dar dacă nu spunem nimic, nici nu se pot rezolva lucrurile. Și asta e adevărat. Nu... Și cred că știți și dumneavoastră prea bine acest lucru din experiența pe care lucruri, o aveți. Fiindcă, dacă le spun, poate cineva să se sizează și ne ajută să meargă lucrurile mai bine. Nici de cum mai rău. Dar fiecare le vede prisma lui, le gândește prisma lui și cei care o tărăsc, probabil că sunt altundeva, nu aici. 1 mai, îmi propusesem să discutăm puțin mai târziu despre acest eveniment, dar dacă tot ați adus în discuție târgul, renumitul târg deja de aici, de la Pui, mâine de la ce oră începe, cine va putea participa? Că spuneați că cu animale mai greu așa, sau nu toate pot fi aduse deci, aici în târg. Târgul de arminde, cum se spunea din vechime, da? Exact. Arminde, adică când înfloresc pomii, de aia se referă cu armineni. Și e la fel un târg de țară. De ce au fost făcute? Puiul era între... Era plasă mai de mult. O fel de comune sau de localitate mai mare decât o comună normală. Că au fost în județ 3-4 plase. Sau ulterior dat o hotărâre de guvern care l-a numit comune mari, nu le-a mai zis plase. Puiul, Ilia și nu știu mai care sunt. Și de la Perușan până la Ațig era o zonă în care erau multe localități. Și acolo s-a împământenit probabil că de sute de ani acest târg mare de țară. De ce s-a făcut? Fiindcă se făcea trocul. Mai de mult nu erau banii așa de mulți lichiți ca să aibă oamenii. Veneau, făceau trocul, vindea un animal, cumpăra altceva. La schimb, la mărfuri. Aia înseamnă trocul. Încet, încet lucrurile s-au evoluat, a venit moneda care cumpere și vinzi, dar obiectul muncii cam dispărut, adică obiectul, animalele din peisaj cam dispar. Adică așa vreau diriguitorii noștri, nu, ce să facem altceva? Putem să facem, la aia putem să punem 10-20 de milițeni jandarmi să păzească intrările în târg și care vine cu un animal să-i dăm amendă, dar ca să găsim soluții, să-i ajutăm pe oameni, nu putem.
Există, ceea ce oamenii sunt sancționați dacă nu respectă aceste reguli, să aibă acele avize de însoțire a animalelor și așa mai departe. Adică trebuie să respecte cumva și ei legea totuși. Da, da, deci fiecare, nu, de fiecare om vine cu pașaportul animalului, exact. Corect. Da, nu, nu se pune problema, că e proprietar la ele. Nimeni n-a cerut să fie eliminate aceste lucruri, dar se poate participa la târg ca un om onest și normal, nu? N-are voie că n-are nu știu ce, sau că animalul n-are voie. Așa mi s-a spus în discuția că a avut-o cu domnul director de Josan de la DSV-ul, că bovinele, caprinele și ovinele se pot comercializa. Se face un fel de, mai nou așa îi spune, cosmetizat, un fel de cum îi spune, de vânzare-cumpărare, de expoziție. Am înțeles, ce este da. Un expoziție, târg, adică vorba vine expoziție. Că la urmă oamenii vând și cumpără, nu? Mai ales că acum e prag de Paști, pot să vândă și miei care vrea să-și cumpere un miel, dacă nu, sau știu altceva. Deci cu siguranță vom vedea da. Mâine atunci vom vedea dacă știu până miei, mâine... Și porci este exclus, spuneați porci această exclus, poveste. Cabalinele excluse... Mai vedem, poate și un iepuraș, că tot este perioada aceasta frumoasă din da, da. An și cu siguranță sunt exact. Care trebuie își doresc. Trebuie să ne gândim la lucruri frumoase, că vin Sfintele Sărbători și... De la ce oră începe mâine evenimentul? El începe din noaptea asta, că oamenii vin cu mărfuri și cu astea. Încă de la din noapte, această noapte. De după amiază, de la noapte, dimineață, forfota mare și așa, începe până la 6-7. Cu noaptea în cap. Da. Pe că se prinde lucru, ca să găsească. Corect. Ca să vă așteptați la un număr mare de participanți deci și de comercianți. Nu e târgul așa de mare de obicei la întâlnirea cât era 14 octombrie. Dar totuși un târg de țară mare. Cred că câteva mii de oameni sigur vor fi. Vin și din alte părți ale județului cei care își doresc să comercializeze poate. Și din alte județe vin, numai din alte părți. Și din toată țara, spuneți că nu e da. Renumit și că nu e atât de mare. Iată că e. Vin cu alte minuni de vânzare-cumpărare, nu? Nu neapărat animale. Corect. Până la urmă se vând întâlniri... de la butoaie de țuică, la haine, la vechituri, la orice. Nu? Și e bine, pentru că oamenii au nevoie și de că... aceste târguri până la urmă pentru a-și mai achiziționa produse care... Da, da. Le sunt de folos în gospodăria lor și probabil că le este dificil unora să meargă în marile orașe sau în alte zone unde ar putea să găsească butoaie și ce mai spuneați dumneavoastră puțin mai devreme. Sunt deja anunțați, nu? Că mă gândesc că aveți o evidență a celor care vin aici să-și da, comercializeze și să-și închirieze cumva aceste da. Spații, nu? Nu de obicei, să știți că de la an la an oamenii își cam păstrează locurile. Sunt consecvenți. Da, sunt, știu, acolo e locul meu, acolo e a meu, vine, trasează cu un pic de vară acolo, urmă, frumos. Și noi mâine avem la primărie o echipă care îi taxează pe fiecare metru pătrat de teren care îl folosește, cu cât o fi tarif acolo, prin întreia consiliul local. Nu ești cuturați de toți banii, nu? Da, dacă... nu ne îmbogățim, stați liniștit. Bine ar fi, dar nu-i de unde... Ce să le mărăm? Merge omul cu 10 oi și nu vine nimic, și mai luăm și noi să-i omorâm. Să-i luăm mielul că, na, că așa vrem noi. Faceți troc, nu? Da, că facem troc, exact. Că spuneați trocul acesta puțin da, mai devreme. Da. Și până mâine seară, da? O să țină mâine după amiază, până mâine seară, cam așa. Așadar, cei care doriți să participați și poate unii dintre dumneavoastră să retrăiți așa acele momente din tinerețe, din copilărie, poate în cazul în care nu ați mai fost de mult la astfel de târguri, o puteți face mâine în e și pui. Vremea bună, ajută, avem și zile libere acum, 1 mai, mâine, joi, liber, vineri, sărbătoare, liber. Sâmbătă-i sâmbătă, duminică-s Paștele, deja e o perioadă de câteva zile libere. Așa, și cum nouă românilor ne plac aceste punți, nu? Între sărbători dacă libere. Dacă mai multe, da. Da, noi doar din punte în punte, unii. Asta e. Ce să facem? Bun, astfel de evenimente le păstrați și ați reușit să le păstrați cumva în cei 24 de ani de când da, sunteți da, primar, păstrat, nu ați renunțat? Da, le-am păstrat și dezvoltat din ele. Chiar dacă ați întâmpinat greutăți și mă gândesc acum și în perioada pandemiei și probabil că au mai fost și alte perioade în care v-a fost destul de complicat. Și atunci am organizat prin propriile forțe cum am putut ca să nu dispară. Și nu ne lăsăm în limita în care putem și suntem sprijiniți.
Când sunt lucruri care putem să le facem noi, sunt lucruri care nu le putem face, numai cu ajutor sau cu sprijinul altor autorități ale statului român. Și încercăm să ne descurcăm cum putem mai bine. Până la urmă, de aceea sunteți acolo, să găsiți soluții la toate problemele și toate impedimentele pe care le întâlniți. Spuneați că până la urmă ar trebui să primiți și primiți sprijin și din partea autorităților în măsură să facă acest lucru. Da, sunteți sprijiniți da. Și de către Consiliul Județean Hunedoara în unele proiecte? Da, sunteți sprijiniți, da. Chiar am apelat la președintele Laurențiu Nistor la Consiliul Județean pentru un drum care e un drum comunal care arată jalnic, a fost asfaltat cu vreo 22 de ani, e găurit, peticit, și atunci printr-un parteneriat făcut cu Consiliul Județean ne ajută ca să modernizăm acest drum. Plus că mai avem noi alte drumuri în lucru acum și sper ca într-o lună, o jumate, vreo 10 km de asfalt să apară noi în comună. Au început deja lucrările da, sau început, așteptat da, să treacă au început lucrările paștile? Pe mai multe fronturi. Uh-huh. Da, în mai multe sate. Nu statul o uliță în alta, altă uliță în altul, alta în altul, un drum comunal. Unde avem bani și resurse? Aici este da, problema. E problema. Resursele da. Financiare. Da. Dar nu vă lăsați. Nu ne lăsăm și mulțumim cu această ocazie domnului președinte pentru sprijin și sperăm să avem o bună relație și în viitor, dacă lucrurile vor merge bine, ca să putem să ajutăm oamenii în comuna, și nu numai. Bineînțeles, să se ajute pe tot județ, la urmă, exact, nu? Exact, are o sarcină destul de dificilă. Da. Și având în vedere că e județul destul de mare și economia care era odată duduia, acum numai duduia e problemă. Resursele, încă o dată repet, sunt care sunt și atunci trebuie să faci din puținul ăla cât mai mult. Se tot discută, că spuneați acum și de partea aceasta, de partea economică, se tot discută de faptul că turismul poate să salveze cumva și județul Hunedoara din punct de vedere economic. Aveți pe raza comunei Pui și acel drum, Via Transilvanica. Da. Vin probabil sau cel mai probabil foarte mulți turiști, vă și ajută acest lucru? Simțiți în vreun fel un sprijin? Momentan și nu, așa? Fiindcă nu e dezvoltată nici infrastructura și nici oamenii nu s-au dezvoltat să-și facă mici campinguri, mici, știu eu, tonete, să stea în întâmpinarea puncte oamenilor care vin. Gastronomice, pentru că da, și da, acestea sunt... Da, da, pe ca să vândă, știu eu, un mic, o goașă, o mâncare tradițională, da, până exact, la urmă, făcut exact. Acolo în gospodăria acum oamenilor. Este, din câte știu eu, și suntem și noi parte la un proiect de modernizare a acelui traseu de Via Transilvanica, de nu știu câteva mii de kilometri. E un parteneriat între județul Alba, parcă, dacă nu mă șel, Hunedoara și Caraș, undeva până la Dunăre. Și e un proiect de câteva sute de milioane de euro. Pentru a face o potecă de 2 metri lățime asfaltată. Va fi o binefacere pentru oameni lucrul ăsta, dacă se va face. Aici ar trebui să contribuie și primăriile prin care... Contribuie care primăriile în cazul ăsta, contribuie cu urtiile, cu astea, am care sunt bani de financiar sunt bani, se pare că europeni. No. Acesta ar fi un proiect pentru turism. Avem niște zone deosebit de frumoase care greu le putem pune în valoare tot din cauza drumurilor, când avem bani. Mai este la fel, era cu până la Revoluție și după un pic, era Cabana Balea, era o zonă superbă, era o zonă în care la 1 mai 20 august mergeau oamenii, erau sute și mii de oameni acolo, se simțeau bine, erau toate. Acum drumul în paragină e un drum județean până sus, dar nemai având sus utilitate, eu să încerc să facem dirigențele cu domnul președinte, poate găsim un proiect european să-l modernizăm și atunci sus primăria acolo are undeva la 60 de hectare de teren și putem parcela care vor să-și facă cabane de vacanță, să-și facă știu ce, acolo se poate face cu mare drag. Ca de obicei, primul impediment, infrastructura rutieră. Tot care vorbim de turism, vorbim de turism. Dacă nu avem infrastructură, degeaba faci. Cu ce faci turism?
Da, pentru că au nevoie de drumuri, au nevoie de apă, canalizare, în primul rând, drumuri bune, în primul rând drumuri bune, asta e condiția principală, după aceea restul, nu? Dacă n-ai drumuri, cu ce? Dar vedeți, am ajuns în 2024 să ne plângem, nu doar dumneavoastră, e o chestiune generală, păi nu, că nu avem drumuri, că avem drumuri pietruite. Nu este întocmai normal să se întâmple, să se mai întâmple acest lucru în 2024? Știi de ce? S-a greșit și cu PNRR-ul. E un proiect sau niște sume destul de mari, adică 30 de miliarde e acest proiect pentru România, da? De care o parte punem noi, o parte Uniunea Europeană. Să face digitalizare, să face recuperare, să face altceva decât ce ar fi baza, apă, canal, ce a spus dumneavoastră, lucrurile utile care să aibă oamenii, să simte, să nu mai avem grupul sanitar în curte sau în grădină, să-l avem în casă, să avem niște lucruri frumoase și utile, nu? Eu am făcut cât am putut, am 7 din 12 localități, 7 sau 8, avem apa potabilă, avem în... Și în celelalte localități? 5 localități avem și canalizare. Și urmează, am acum în studiu să facem niște proiecte în derulare pentru canalizare la următoarele sate. Mai avem... Deci să... o să extindeți rețeaua de canalizare? Da, de canalizare și de apă. Numai că v-am spus, declinitatea e mare, diferența de nivel e enorm de mare. Cu stații de pompare, cu nu știu ce, cu... deci e mult mai complicat. De e foarte ușor, da, să ai o comună, cum e masa dumneavoastră de aici, cu 10.000 de locuitori așezate pe 10 hectare și ai făcut un drum, ai făcut tot ce trebuie și cu asta basta, da? Dar noi, din vârful Federului până în vârful Vizeștiului și din vârful Șerelului până în vârful Ricului și așa mai departe, sunt probleme. Sunt 12 sate, sunt multe drumuri care trebuie reparate și acel asfalt care îl facem nu ține veșnicie. Vedeți că după și drumul național cât a fost făcut de bine. După 15-20 de ani deja apar găuri în el, nu? Și atunci mai vorbim de un drum de țară făcut, nu-i făcut ca ăsta cu stradă de 15-20 cm de bitum, e cu 5-7 cm, nu? Și atunci lucrurile sau și aici, bani ca să fie bani pentru aceste lucruri, dacă ar fi o strategie să gândească exact la ce e nevoie în România. Nu să ne-o impună alții sau probabil că, nu știu, sau așa se vrea. Noi am mai sau... discutat, sunt atât de multe asociații, aveți și dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, asociația comunelor, asociația municipiilor, orașelor și așa mai departe. În mod normal, cel puțin din exterior, aceste asociații ar trebui să vină cumva și cu problemele, bineînțeles, pe care le întâmpină fiecare reprezentant de comună, orașe, municipii, dar și să vină cu soluții. Pentru că în mintea știți noastră, cel puțin, cam acesta ar trebui să fie scopul acelor noi întâlniri. Noi avem în fiecare an... Și informațiile să ajungă acolo unde trebuie, la cei care trebuie să ia decizii. Cei care suntem înscriși în acord, Asociația Comunelor din România, avem în fiecare an un fel de conferință națională și ne întâlnim o parte, că nu putem toți, că da, în România cu... sunt 3.000 de comune. 700-800 de primari suntem când ne întâlnim. Că nu sunt locații mai mari ca să ne putem întâlni. Și să discute și să fac note spre guvern, să fac note mai departe. Și? Și? Finalitatea? Și? V-am spus, am plecat de la... V-ați întâlnit, vă plângeți unii altora, probabil, acest, și... Un proiect, e adevărat, reușit și de mare valoare, e Anghel Salignic, care chiar s-a dat la fiecare comună, chiar dacă s-a dat la toți la fel și mai departe, dar s-a dat niște bani pentru infrastructură, care e foarte important. Ați accesat proiecte și pe Anghel Salignic? Da, avem în locul două proiecte, da. Deci, pe Anghel Salignic. Aici s-a dat pentru drumul și pentru apă și canal. Deci, e un mare binefacere. Cu, nu știu cât e valoarea totală, 3-4 miliarde de euro. Dar să duc naibii de mult mai multe ori 3-4 miliarde de euro și poate că nu se vede nimica. Domnule primar, nu știu cum, dar am ajuns la finalul emisiunii. Acum a anunțat și Andra, colega mea din regie. Ne-am luat așa cu vorba. O să vă rog în final de emisiune să le transmiteți un gând bun cetățenilor comunei Pui acum în preag de sărbători, pentru că așa cum spuneam la începutul emisiunii și eu și dumneavoastră, ar trebui să fim puțin mai deschiși la suflet și minte, da, în această perioadă. Doresc tuturor locuitorul comunei mele, comunei Pui și nu numai, și celor limitrofe și
locuitorul județului, că trăim toți aici la un loc, sărbători fericite, cu mare bucurie, cu multe împliniri, cu liniște sufletească și tot ce ne dorim fiecare. Să fim mai buni, să fim mai prietenoși unii cu alții, să lăsăm răutățile la o parte și să fim încrezători că mâine va fi mai bine decât astăzi. Vă mulțumesc! Sărbători binecuvântate vă dorim și noi și să ne revedem cu bine în campania electorală, domnule primar. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Cum spunea domnul primar, să fim mai buni, că nu ne costă absolut nimic. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!